Crezi că motivația unui om este importantă în a face ceva? Da, mai ales sunt de principiu că dacă eu am trecut prin ceva, este foarte important să fac Îți dorești? ceea ce îmi doresc pentru a nu se întâmpla cu alții. Aha. Deci ceea ce ți s-a întâmplat ție, tu ai vrut să nu se întâmple și altora. Exact. Iar acest centru este pentru asta, Da. exact în acest Da. sens. Înainte de a merge mai departe și de a spune și telespectatorilor ce există în acest centru și de a să vedeți cum își desfășoară acești minunați tineri, câte locuri sunt în centru? 21. 21 de locuri, cum să vedeți cum se desfășoară, cum își desfășoară zilnic activitățile. Vreau să ne întoarcem, Florin, puțin, puțin așa, în trecutul tău. Okay. Cum ai ajuns la un centru de plasament? Păi, mama mea m-a părăsit sau nu știu cum să spun, Te-a abandonat? m-a abandonat dându-mă la un leagăn de copii La ce și vârstă? de mic, Adică? de foarte de mic, direct din maternitate. Ah, din maternitate. Exact, da. Deci la câteva zile. Da. Ea fiind bolnavă, ea nu avea dreptul să nu aibă Copii. copii. Și Și ți-a dat naștere? mi-a dat naștere și am stat Și tu ai ajuns la un leagăn la de un leagăn de copii. copii, după aceea la o casă de copii la Sineea, după aceea la centru de plasament din Bușteni. Spune cum a fost perioada aceea. Ce ți-a lăsat așa? Uneori când te gândești tu așa, îți mai aduci aminte? Aminte. Nu, nu prea cine știe ce, dar știu că Ai luat? aveam un program fix, deșteptarea la școală. Spune-mi o parte pozitivă a ceea ce s-a întâmplat acolo. Pozitivă, mai greu. Dar îmi dai voie să-ți spun eu partea pozitivă? Da. Te-a făcut ceea ce ești acum, un ambițios și un luptător. Și să Probabil. faci pentru, realizezi pentru tinerii de acum tot ceea ce faci acum, ceea ce este un lucru nemaipomenit. Și pot să te întreb de o parte, o întâmplare, două, care te-a marcat pe tine, o parte mai negativă, așa. Mai negativă. Ceea ce nu mi-a plăcut, neatenția pe care am avut-o în Care deci acele. nu v-au acordat-o Da. personalul. Da. Fiindcă cel puțin așa era pe. Erau agresivi cu voi? Nu că erau agresivi, dar nu își făceau ca lumea treaba. De exemplu, ei mai bine preferau să stea la o cafea, angajații, decât să stea cu noi și cu noi stăteau cei mari și cei mari, numai prin violență, rezolvau totul. Adică vă băteau cei mari. Ne băteau, da. Aoleu. Da, trebuia să dorm la ora cutărică. Dacă nu dormeai, suflam ploape și vedeau că mici ploapele jos din pat bătaie. Bătaie și cu Sau ce te băteau? pumni, picioare, Cu ce se putea? cu ce se putea, da. Dar astea sunt momente Tu care au ai trecut lovit? și nu, nu. Nu Și ai nu lovit? sunt de principiu lovirii. De aceea, eu zic că cea mai bună lovitură este aceea morală. Ce copil? Deci dacă acum l-ai vedea pe copilul Florin, cum îl vezi?